Salvamarii sunt cu ochii pe plajele de la malul Mării Negre și în extra sezon. Zece salvatori vor supraveghea plajele din Mamaia și Constanța și vor interveni în caz de urgență. Cel puțin 1400 de persoane au avut nevoie în această vară de intervenția salvamarilor constanțeni, potrivit unui raport realizat de Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România. Din fericire însă, și la Mamaia și la Constanța, sezonul s-a încheiat fără pierderi de vieți omenești. Plajele au fost vara aceasta supravegheate gheată de peste 100 de salvamari și personal de prim ajutor.